Iordanianul imobiliar al rețelei Coldea, cel care a vândut în condiții extrem de avantajoase un apartament, procurorul european din dosarul Hidec, construiește nestingherit în București. Mii de locuințe, inclusiv în zone protejate. Vă prezentăm în această seară o nouă anchetă explozivă, marca România TV. Reporterii noștri au reușit să descifreze dedesubturile afacerilor de real succes ale iordanianului. Hai să-l vedem. Prin care rețeaua Coldea Dumbrava atrăgea și recompensa procurori și judecători, era oferirea în avans a diverselor facilități. Printre aceste facilități se numărau cumpărarea de case sau apartamente în condiții de plată extrem de avantajoase, promovări în sistem pe salarii uriașe, excursii în destinații exotice sau plăți pentru servicii fictive în firmele nevestelor. În acest mod a fost atras în mașinăria infernală și procurorul Constantin Irina, fost la DNA, actualmente la parchetul european. Printre cei care făceau jocurile la DNA este și procurorul Constantin Irina, care în prezent se află la parchetul european. De altfel, acesta a devenit cunoscut drept omul Laurei Codruța Chioveși. Între altele, Irina a avut și rolul de a declara apel în sentința în care afaceristul Cătălin Hidec a fost condamnat la 4 ani de închisoare sub acuzația de fraudă cu fonduri europene. Mai mult decât atât, despre Constantin Irina se știe și faptul că familia acestuia a fost cooptată în asociația de proprietari a unuia dintre ansamblurile rezidențiale construite de iordanianul Abu Layla Kram. Cât despre cine este misteriosul investitor de origine arabă, partenerul prin nevastă Alina Ionela Abu Layla din Caracal, al lui Bogdan Neidoni, renumita săgeata lui Florian Coldea, proprietar al faimoasei vile de pe Coasta de Azur, unde generalul își petrecea concediile și timpul liber. Dovada stă în documentele de la echivalentul Registrului Comerțului din Franța, din care reiese asocierea Neidoni Abu Layla, ulterior scoaterea femeii din firmă și în final desființarea companiei. Totul s-a trecut în ordinea de mai sus, pe măsură ce scurgerile din ancheta penală a DNA ajungeau la grupul de interese din jurul lui Coldea. Foarte interesant este faptul că familia Abu Layla, cu rezidență în Principatul Monaco pe Boulevard d'Italie, este fericita proprietară a iahtului pe care Cătălin Hidec a acuzat că s-ar fi întâlnit conspirativ Codruța Chioveși și Florian Coldea. Este și de curând acum o înregistrare pe un vas unde domnul Coldea s-a întâlnit cu doamna Chioveși undeva prin Monaco pe un iaht. Acum o lună de zile a apărut și prin presă. Cine este din înregistrare? Nu știu, pentru că au fost filmați sau înregistrați acolo, dar nu de mine. Eu am spus de mai multe ori că am bănuit această problema mea, că a fost cumva o chestie concertată, pentru că toate elementele duc către acest lucru și în momentul în care pot să spun acum că doamna Chioveși a rămas cu aceleași metehne cum era și când era în România șefa DNA-ului și a pus procurorii europeni să împaradească compania. Eu am văzut-o, am văzut iahtul. Același investitor de origine arabă se pare că nu și-a terminat treaba în București și construiește în neștire complexe rezidențiale de lux. Ca de exemplu un voluntari, pe strada Erou Iancu Nicolae, numărul 32B, se construiește de zor. Muncitorii au ajuns deja la nivelul 7 și se pregătesc pentru cel de-al 8-lea. Nu există nicio plăcuță care să dea date despre proiect, autorizație de construire, investitor și executant, așa cum impune legea.
Imobilul de 8 etaje a fost construit în această zonă rezidențială în care este permisă ridicarea de doar 6 niveluri. În plus, lucrările au fost începute înainte de a fi obținute autorizațiile. În compania care s-a ocupat de investiție, coacționar este chiar Abulail Akram și, ca o coincidență sau nu, pe aceeași stradă se află și vila în care locuiește Florian Coldea. Dacă nu apărea în dezbatere publică un nou PUZ, nimeni nu știa că acolo maximum admis e de 6 etaje, pentru că planul urbanistic general al orașului voluntar nu este public. Interesant este faptul că actualul PUZ al zonei a fost stabilit în 2020 printr-o hotărâre de Consiliu Local care nu există pe pagina primăriei. Mergem mai departe și ajungem la Robertino Georgescu și Marius Bușu, care pregătesc 5 ansambluri rezidențiale cu peste 1000 de apartamente, printre care și 2 turnuri chiar în buza Deltei Văcărești. Marius Bușu a cumpărat prin intermediul firmei sale BVG Development and Investment SRL un teren în suprafață de aproximativ 11.000 de metri pătrați pe malul Deltei Văcărești, între molul San Plața și complexul rezidențial Asmita Gardens de la Marioara Micșunescu. Cu un an înainte de vânzare, Marioara Micșunescu a obținut aprobarea unui PUZ care prevede construcția a 2 turnuri cu apartamente și a unei parcări supraterane. Pe baza acestui PUZ, Marius Bușu a înaintat acum actele pentru construcția ansamblului rezidențial. Cele 2 blocuri au fost construite în Parcul Natural Văcărești, care este de altfel zonă protejată. Imobilele sunt unite printr-o parcare subterană cu circa 9 etaje, special proiectată pentru piscină, sală de sport, sală de conferință și de asemenea un restaurant. În plus, suprafața construită ar avea 82 de metri pătrați, 400 de apartamente și spații comerciale generoase la parter. De asemenea, există și 627 de locuri de parcare. Culmea ironiei este că pe fâșia de teren ce desparte San Plața de Asmita Gardens a mai fost construit recent complexul rezidențial Delta City, complex rezidențial construit de firma Eden Capital Development, deținută de Dan Liviu Marius și de Abulail Akram, care a finalizat aici 3 blocuri cu 333 de apartamente.